Bună seara, sunt Elena Diana Zăstran, reporter la blogmediaci.ro. Iată că am ajuns și la sfârșitul acestui eveniment. Festivalul Romres s-a încheiat cu o seară de muzică populară, în care îndrăgiți interpreți ai Banatului ne-au încântat, alături de ansamblul condus de maestrul Lurică Vulpe. Vă invităm să fiți alături de noi și la următoarele evenimente și, bineînțeles, să vă distrați. Și vreau să faci și tu un speech așa de încheiere. Vreau să știu și eu pe cine salut tu în Reșița asta. Păi nu pot să fac speech-ul că n-am foaia. Uite, tu ai foaia acolo și... Păi salutăm, mă, lumea până... Noi vă salutăm și ne revedem la anul cu siguranță. Au fost 4 zile foarte, foarte frumoase aici. Și uitați și ultima seară, care este spectaculoasă. Chiar dacă am avut ceva probleme și ne mulțumim celor de electrica pentru asta. Da. A, noi o uită pe mama, pe tata, dacă vrei poți să saluți. Sunt aici părinții tăi, au venit? Da, părinții mei sunt acolo, în spate de tot. Au venit tocmai de la Iași, special pentru mine să mă vadă. Trebuie să salut și eu o persoană, uite, dragă mie. O salut pe Irina în momentul de față. Salut, Irina. Da. Eu salut toată Reșița, Cătălin, și pe tine. Da, și eu toată Reșița și pe tine, să știi. Și trebuie să spunem faptul că în această seară, ultima noastră invitată pe scenă, este nimeni alta decât o reșițeancă pe care cu siguranță o cunoașteți, Camelia Bojin Ciocu! Și facem gălăgie pentru ea, Reșița! Stai că n-au clopar. N-au plecat cloparul la urgență. Jumătate de oră la 11 termen.